Seara, bine ați revenit. Bună seara. De fapt, bine ați revenit, că fiecare a mai trecut pe aici în emisiune. Avem în ordinea dinspre mine, înspre Bordea, domnul Trump, doamna Dăncilă, nu? Nu știu dacă... Contrar aparentelor, da, o să fiu și domnul Trump la un moment dat. În ediția cu mine erai domnul Trump. Da. Doamna Dăncilă, ați mai fost și altceva? Da, o să vedeți mai târziu. Da, în primul episod am fost doamna Dăncilă. Și apoi? Ponta. Păi o să mai vedeți. Adrian Năstase. Urmează, da. Duminica... Mi se pare mie sau chiar e dură rău emisiunea? Vouă nu vi se pare? Eu n-am văzut-o. N-aș zice nu, dură măcar din textele ce pe jucat. Care... aș zice că e o emisiune foarte curajoasă, ceea ce nu multă lume își asumă, nu multe stații TV își asumă, inclusiv să parodieze și să facă mișto de ceea ce se întâmplă din propria ogradă, adică primii luați la bumbăceală sunt cei de aici, sunt colegi. Am făcut asta cu Mihai Rulescu când era colega noastră și era... Exact, exact. Era să-mi iau amendă. A început curajul ăsta, a început, cred că... un pic și din roasturile... Fabulos, încă o dată felicitări. Știi că te-am felicitat da, da, și da. În contumacie. Da, în roasturile făcute de la Ai Umor. Fabulos roastul tău de la Ai Umor. Foarte bine scris. Nu mă așteptam eu să ai atât de mult talent. Iartă-mă. Eu vă aștept la teatru. Este o scăpare de-a mea. Nu, în zona asta. Mă, sunt o actriță de comedie. Chiar... E rău. E greu să faci... un roast atât de, greu, de bine, pentru că ți-i pui pe toți în cap. Uite, dacă e, uite, vă aștept mâine la Slatina, care sunteți din Slatina, la comedie, jocul strunilă, da, cu ipate. Face? Lasă-mă una, una altă, altă. În fiecare zi. Lasă teatru. În fiecare zi aș face. La teatru știu că ai talent. La roast-uri ai mai face. Aș face în fiecare zi. Dacă Andreea s-ar putea, să nu că el poate să scrie, dar... E full, are foarte mult de lucru. Vorbim aici de Andreas Petrescu, care este scenaristul emisiunii și cel care a scris textierul. Și joacă alături de noi. Și joacă alături de noi, și actor din... Care și joacă, e și un actor excepțional, deci scenarist, umoriști. Nu mai spun. Deci este ceva fabulos și atât de curajos în scritură. Deci ai mai face? Aș mai face roast oricând. Și acum, dacă îmi dă un text, îl citesc. Acum nu sunt la curent. Ana, tu ai făcut? Eu? Ca să înțeleg de ce am zis eu, că nu mă așteptam să fie atât de... Roast. Da, e foarte greu. E foarte greu, da. Am făcut chiar la Ai Umor cu Monica, tot cu un text de Andreas Petrescu. Da. Am voie să zic asta? Da. Asta nu se zice. Textierul roast-urilor. Așa, dar foarte greu. Adică altă meserie, n-are legătură cu actoria. Trebuie să ai curajul, să fii răutăcios. Și să nu pari neapărat de curaj, aici, așa e, cu toate porcările. A fost ceva fabulos, pentru că asemănarea este... Da, la tine a fost ceva, da. Adică da, dar deja nu mai poți să scap. Adică asta e nasol, că rămâi cu etichetă. Nu mai poți să scap, da, chiar dacă eu mai lucrez la altceva. Hai să zic tot... un secret. Da. În spectacolul pe care îl joc cu Divertis, la Teatru Stella Popescu, o joc pe doamna Dăncilă. O imit pe doamna Dăncilă și am spus lui Andreas să scrie un text, să facem un battle între două doamne... Dăncilă. Dăncilă. Două viorici. Deci dacă a mea era ediția a patra, Silviu, câte sunt până acum? Câte da, poftiți? A mea a fost ediția a patra, cum ar veni, deci cred că ați mai tras după mine în cozi. Urmează să facem 5 și 6. Da. O să vă rog pe fiecare să-mi spuneți, ca să fie și telespectatorii atenți în momentul în care se va difuza, care credeți că a fost cel mai tare moment al vostru? Măi, din, la mine, dacă sunt prima în ordinea numerilor... Revină, fata, că e singurul lucru pe care n-avem voie să-l spunem. Din ce am filmat până acum... Nu l-aș da din casă, sincer. Din ce am filmat până acum, eu am făcut o doamnă Marcela... Păi, tocmai asta e ideea, că nu vrem să spunem. Deci ca să se uite lumea. Stai un pic, Silviu, că uite... Dar denumirea personajului pe doamna Marcela nu o cunoașteți. O să o cunoașteți duminica viitoare, cred. Acum, duminică, da. Doamna Marcela. Și eu m-am mirat când m-am uitat în oglindă. La Irene mă gândesc că tot... Mie mai mult mi-a plăcut că m-am uitat aseară la emisiune Viorica Copil. Da, pentru că deja Viorica Dăncilă... Viorica Copilul Minune, scuzați, cacofonia. Da, Viorica Copilul Minune. Și o să mai fie Viorica, o să mai vedeți. O să te urmărească rolul ăsta pentru că îl joci perfect. În alte ipostaze care m-au scos un pic, nu era pur și simplu Viorica de la Ai Umor cu acel discurs. Uh-huh. O să vedeți acum duminică. Am înțeles. La Silviu e surpriză, la Ana e surpriză. Da, eu prefer să fie surpriză, cred că o grămadă de persoane publice, că aici dacă folosim cuvântul vedetă, unii nu consideră corect, că ar noi fi n-avem vedete. Nu, dacă persoane publice. Da, atât de publice că pe unele nu le știu. Adică am făcut niște personaje, n-auzem în viața mea de ele. Zic, cine e
asta. Le-ai făcut acum publice. Le-am făcut, da, corect. Nu, vorbim de, de tot felul de persoane și personaje. Da, scuze. Mai lasă-l pe Chekhov și n-am. Scuze. Mai stai cu ochii la televizor și o să cunoști vedetele. Ideea în sine e despre toată lumea. Nu neapărat că-s vedete, că-s politicieni sau că-s cântăreți. Nu contează chestia asta. Am înțeles, dar... Sper ca oamenii să nu-și piardă umorul, adică... Eu sper să nu se supere pe noi. Să nu-și piardă umorul. Acolo e o problemă, știi? Eu asta am spus și când a venit Dan Bidman în emisiune, cu o săptămână înainte de a se lansa emisiunea lui, că este important să râdem cu poftă, pentru că este și lucru care ne face să trecem prin greutăți mai ușor și până la urmă așa am rezistat și ca nație, știi? Cu, exact, cu umor. De-aia umorul nostru este atât de... E mai sănătos. Sănătos față de altele. Însă, ce aș vrea să știu și eu, că încă nu mi-am dat seama. Voi imitați doar personaje cunoscute sau sunt și sketch-uri? Nu, sunt și sketch-uri. Bine, acum, de, acum s-a pornit mai mult pe parodii. E realitate, da. Dar oricum vor fi și sketch-uri. Oricum e greu, primul episod, noi nu ne... Personal nu cunoșteam pe toată lumea. Bine, o cunoșteam pe Paula Chirilă, n-am lucrat împreună, asta ziceam. Cum se formează și echipa, până nu? te cunoști cu partenerul, până e greu. Prima dată a fost cam greu, dar pe pipă iete așa. Tu ai mai fost, Silviu, tu ai mai fost. Deja, deja se plânge, eu da? Eu mult am lucrat cu George Tănase și mie mi-a fost foarte bine, așa că... Da, George Tănase. Da, fiecare dintre voi ați mai fost în proiectele noastre. Silviu a fost. Da, bineînțeles, da. Tu ai fost, Ana? Da, de eu, Paula. De mine nu mai, ce să mai zic? Nu mai eu am crescut cine în antenă. Cine m-a făcut pe mine? Cine m-a parodiat? Eu Dumnezeu! Nu, că n-am reușit să mă întâlnesc cu el nemachiat, să-mi dau și eu seama. Cum, nu știi cine? Nu. Nu știi. Nu l-ai văzut? L-am văzut, dar era cu... nu mi-am dat seama. Am plecat. Apoi. Avem voie să spunem? Da, mă, ce are? Nu știu dacă avem voie, avem voie? Ce? Nu. Cred că da, un coleg după, nostru, după emisiune, nefilmat. Nu e Andreea. Îți spunem după. După emisiune. Îți spunem că după. Sunt curioasă acum, mă, ce naiba. Cine? Nu știu că eu trebuia să filmez la sketch-ul ăla și pentru că aveam filmare în altă parte, n-am mai putut rămâne de nu știu ce. Iar eu a trebuit să plec repede și nu am mai întâlnit omul nemachiat. Dar unde ai plecat repede? Am plecat, păi, dar era deja, m-a ținut de mațin nebunit. Știi că te-ai pe zi? Da, măi, asta încercam să înțeleg. Nu, îți spunem după, da, ca să lăsăm oamenii în suspans. A surprins râsul ăsta al meu, știi, foarte tare, știi. Mai departe, mă rog, restul putem discuta în afara, da. Pe Ana Mocanu, Bine, se și îngurașă tușele, că despre asta un e vorba, nu? Parodie, da, pic, e parodie. Ea nu e chiar așa în realitate. Bine, și domnul din stânga mea. Nici Bordea nu e chiar așa în realitate. E mai rău. Noi suntem mai ok față de cum e parodia. Da, în fiecare duminică de la ora 21, vedeți, în primul rând, colegii noștri, și aici este dovada de curaj, parodiați de către echipa Anti-Talent, cu talent. Și acum vorbesc și cu cei care se uită la mine dintre colegi. Nu vă supărați, că nu e cu supărare, nu? Nu. E cu sentimente și resentimente. E cu drag. Adică dacă ar fi cineva neinteresant, nu ar fi la Anti-Talent. Corect. Așa. Păi, dacă e interesant, dacă ai ajuns acolo, înseamnă că ai zoft. Contezi, da. Că ai content. Până când și doamna Viorica știe de mine și nu s-a supărat pe parodie, așa că nu s-a supărat ea, nu se supără nici ceilalți. Pe doamna Viorica, tot la botezul fetiței sale. Simpatică? E o femeie chiar, cunosc. Da, chiar simpatică. Cum de altfel sunt foarte mulți în viața. Am mai auzit chestia asta, da. Dar chiar i-a zis la că s-a întâlnit așa, ce faci, Irene? Și nu, că nu eu. Da, m-am luat direcție, mă. Și m-a luat SPP-ul. Da. Mi-a dat una în timp.